Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Roblox. Vom începe prin a vă arăta profilul meu și v-am spus că cei care dau follow la profilul meu vă apare iconița aceasta și dacă dați click pe ea vă duce în jocul în care sunt și eu și vă puteți juca cu mine. Vreau să vă prezint înainte de toate o hartă, mă ajută Chris, veți vedea imediat, dar vreau să vă reamintesc să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade de Roblox în continuare. E nebunie cu seria asta, nici o serie de până acum nu a strâns atât de multe like-uri precum a strâns asta. 13.000 de like-uri la ambele episoade, ați explodat butonul ăla de like, bietul buton. Nu, serios, apreciez foarte mult susținerea voastră. L-am rugat pe Chris să mă ajute să facă o hartă pentru mine. Vedeți că dacă intrați pe profilul meu și dați la Creations, scrie Rafael's Place. Adică e un loc gol care are 700 de vizite și ceva like-uri. Însă vreau să facem ceva din locul ăsta, să nu mai fie gol, să fie altceva, așa că l-am rugat pe Chris să mă ajute. Momentan este în teste harta și vreau să vă arăt așa cum este. Băieți, râdeau de frisura mea, că e gigantică comparată cu caracterul. Arată destul de amuzant. Poate ar trebui să-mi schimb forma capului pentru frizura asta. Oricum, acesta este locul care este la început. Dă-mi o secundă, Chris. Este locul la început, nu este finalizat, este încă în lucru. Vedeți că se joacă destul de multă lume, au intrat băieții după mine. Băiatul ăsta intră mereu, îl cheamă Rafael și intră absolut de fiecare dată, oriunde intru și eu intră și el. Hai să vedem, deci. Văd că a adăugat el să primești un hoverboard în momentul în care intri pe hartă, te poți plimba cu el. Mă gândeam și eu să-mi cumpăr unul cu Robux, dar nu prea e așa șmecher. Ce va fi locul ăsta? Locul ăsta va fi așa la mișto, să intrăm. Un loc în care să mai stau uneori cu abonații când mă plictisesc. Intrăm toți aici, este puțin lag, văd. Intrăm toți aici, nu știu, stăm, ne prostim, vedem că acolo avem un bar de unde poți să-ți iei sucuri și tâmpenii. Cu tipul acesta poți discuta. Da, avem un tonomat, după aia avem niște șezlonguri cu umbreluțe, mă rog, harta este un fel de plajă, dar este noapte, poți, ia să vedem, poți să faci zi, Rafael îți plac bananele, la nebunie. După aia e locul acesta în care poți intra doar dacă ești admin, adică doar cel care are harta și probabil și Chris. Și aici, dacă vorbesc la microfon, în spate putem să punem muzică, sunt o groază de melodii, dar oricum putem să punem orice melodie vrem. Și de exemplu, dacă vorbești la microfon, apare la toată lumea. Salut, bum, și apare la tot serverul mesaj așa, ești mecher. Voiam să văd, nu merge, văd că nu merge să facă zi, o să mai lucreze el harta la început, dar arată destul de drăguț oarecum. Vom mai adăuga, aici era un topogan gigantic, poate mai pune, apropo, asta e, aici e apă, dar e nasol că e noapte și nu prea se vede, dar ziua arată super, super mișto. Ok, băieții, deduseră drumul la muzică și n-avem voie pe YouTube cu muzică, însă astăzi nu vreau să stăm degeaba aici, vreau să mergem într-un parc de distracții, să ne dăm în carusel și în toate nebuniile, deci voi încerca să strâng cât mai mulți abonați pe harta aceea, să ne jucăm toți, fii habar n-am, să ne distrăm, să dăm drumul. Este toată lumea aici, este în grămădeală, am anunțat pe Facebook și cei care mă urmăriți pe Roblox ați văzut că am intrat într-un anume joc. Dacă mă ridic de aici, așa, suntem într-un parc de distracții, băieți, cu o groază de chestii, carusele și toate nebunelile, așa că am zis să iau cât mai mulți abonați care vor să se joace cu mine, să ne dăm toți deodată, nu știu, poate va fi distractiv, habar nu am. Mulți dintre voi ați vrut să apăreți într-un videoclip și am zis să vă dau ocazia aceasta, să ne jucăm toți împreună. Bun, deci, hai să îi dăm drumul, avem niște emoticoane aici, putem să stăm, toată lumea culcat, stau pe burtă și merg. Fără stres. Este puțin lag pentru că e prea multă lume, dar mă ridic în picioare și dăm click și aici pe emotes și hai să-i dăm drumul să vedem unde naiba vrem să ne ducem. Fatehon. Ok, habar n-am ce aia. Eu uite-mă cât sunt. Se leguiește toată lumea. Vai de capul meu, chestiile astea sunt gigantice. Unde ne ducem prima oară e întrebarea. Hai să vedem, nici nu poți să alergi pe harta asta. Roblox Point. Aha, pe aici este intrarea, ok. Nu știu dacă e sunet, habar am, nu se aude nimic. Ok, hai să intrăm pe aici, băieți. Dă-te la parte! Suntem intrați! Biletul este gratuit. Văd că au rămas ceva băieți prin spate. Bun, unde ne ducem prima dată, întrebarea? De fapt, stai că încă nu o alegem. Ne ducem pe aici. Trebuie să fie un semn de intrare unde ne arată, uite-l acolo, unde ne arată toate nebunelile.
Vreau să le încercăm pe fiecare în parte, pentru că astea există și în viața reală, dar nu ne putem duce toți în viața reală, ne ducem în Roblox. În care să ne ducem primul? Cred că ne ducem... Hai pe aici! Ok, vreau un chestie albastră, dar sper să nu fie deja full. I'm a little small for this ride. Sunt și alți jucători, nu e full doar cu abonații de-ai mei. Mai joacă și alții. Mamă, dacă suntem! Fai de capul meu. Ok, vreau să mă urc în chestia asta. Se numește Wind Seeker. Ok, vreau și eu un Wind Seeker. Haideți toată lumea. Ce neva sunt? A pornit ăla, bă! A pornit carusel! Nu! Vreau să mă așez! Oh, m-am așezat! Stați toți! Ok, hai că începe. Ok, nu cred că ar trebui să tremure așa, dar s-a urcat sus de tot. Bă, ce naiba! What the fuck? Ăla cică, hai steaua! Să pornească cineva chestia asta! Deci să apăsăm pe buton. Cred. Pornește-vă! S-a oprit de tot, ești nebun? Ne ducem! Chestiile astea chiar există. Mă, îmi face poftă să vreau să mă dau. Parcă simt așa adrenalina. Cât de tare! Se lăguiește puțin, dar merge. Mamă, cred că ai așa o adrenalină când ești sus în aer și te învârte chestia asta. Ce mișto! Și că mor! Vai, că e mișto că pot să faci așa ceva în Roblox, adică mi se pare destul de tare. Puteam să mai joc un Tycoon sau altceva, dar am zis să-mi diversificăm puțin, știți? Mi-a plăcut harta asta și am zis să vă prezint și să ne jucăm toți. Ha! Câtă lume! Ce ne-a s-a stricat? E din first person? Cam lăguiește, dar... Nu se mai oprește că vomit ce naiba! Vai de capul meu! Și eu am lag, da, e puțin lag. Este puțin lag. Îmi cade pingul. Dacă sar din asta, ce se întâmplă? Haideți jos, băieți! Săriți! Aoleu! Sar toți aia de acolo. Ia uite cum cad. Cum era să fie și în viața reală la fel. Cum l-a aruncat pe ăla, ești nebun? Vai de capul meu! Săriți! Ok. Hai să ne mutăm în altă parte, dar trebuie să fim toți. Ok, cred că suntem toți. Hai să mergem în caruselul ăsta roșu. Să vedem ce naiba se întâmplă. Ia că pot să dau la emotes. Și pe burtă! Mă dau pe burtă. Prea tare asta. Așa, uite acolo cred că e intrarea. Tata urs. Am apărut în videoul lui. Am anunțat pe Facebook. Pentru cei care mă urmăriți pe Facebook știți deja. Uite și asta e șmecheră. Da, hai să ne ducem în caruselul ăsta. Speed. Viteză, băieți. Am anunțat pe Facebook, deci pentru cei care mă urmăriți pe Facebook, știți, ați văzut anunțul și ați intrat, nu se urcă pe spate. Și ați văzut, bă, la o parte, nu pot să mă urc. Nu mai sta ciucit. Puh, cum a zburat ăla. Bă, vreau și eu să mă urc. Nu pot să urci. Am înțeles. E un perete invizibil. Cred că ne-am gliciuit toți. Nu știu dacă e de la server sau e din cauza că suntem prea mulți, pentru că înainte era puțin buguit. Hai să spawnăm, uite aici, apăsăm pe butonaș. A, uite, a venit! Îmbarcarea! Îmbarcarea! Toată lumea e deja full. Nu mai au loc și ceilalți. Chris nu mai are loc. Chris e băiatul care ne-a făcut harta. Cum ne bastă? Asta, deja cu animația. Cred că trebuie să apăsăm pe butonul verde ca să pornească. Bă, l-ați glitchuit că suntem prea mulți! Bă, suntem prea mulți! L-ați stricat! Vai de capul meu! S-a stricat! S-a stricat! Oh my god! E cineva sub carusel, cred, care îl blochează. Din păcate, a trebuit să-i lăsăm pe ceilalți în spate și să ne jucăm singuri. De ce? Pentru că era prea mult lag. Uite, vreau să mă pun în față. Ăsta este cel mai rapid carusel dintre toate. Avem și un point of view. Vedem direct din față. No, nu spune că s-a blocat iar. Come on. Te rog, nu te mai bloca. Haideți sus, băieți. Hai să se mai urce câțiva și dă în drumul. 3, 2, 1, go! Du-te! Nu, te rog, nu te mai strica. Point of view.
cât de rapid e, nu cred că există și în viața reală atât de rapid. Wow, este bun! Cât de repede se duce! Mi s-a întors capul, ești nebun? Asta e prea rapid, cred că ți se face rău instant. Click here, uitați-vă și voi. E mișto, aș să zici, și în sfârșit nu se mai blochează. Super, super repede. Click here to change. This is scary. Haideți. După boss. După mine. Ok. Să vină băieții, că am mai vorbit cu ei. Hai. Aici, la unde s-a dus, bă? Aici. Bosulică, aici. Hop, sărim printr-o parte și mergem la următoarele. Eu am mai filmat odată asta, dar toate erau lăguite și nu pot să pun filmarea așa. Uitați-vă și voi la ăla, nu știe că trebuie să ducă pe lângă. Să vedem ce vrea și el. Mulți îmi spune să accept cererile de prietenie, dar v-am spus că nu le accept. Îmi pare rău, dar n-am ce să fac. Îmi accept cererea. Oh my god, nu accept cereri. Scuze. Bun, hai să mergem la ăsta pentru că e mișto. Dar ăsta e de două persoane, parcă. Uite, a și plecat. Dacă e cu mov, poți să dai click și se resetează. Te stau în scaun. Hai pe scaun, cine va fi primul? Nu mai e loc și de Rafael, care vine mereu după mine ca nebunul. Hai să vedem, asta e un fel de Jurassic Park sau ceva genul ăsta, ar trebui să fie un dinozaur de la de zboară. Dar e mișto. Tu ce te joci mai des pe Roblox? Nu prea mă joc des. Hai să dăm click aici. Hai să vedem. Se vede mișto. Prinde ceva viteză. Era mișto să aibă și sunete. Era super tare. O ușurel și ne-am reîntors. Bă, mi-a plăcut asta. N-a mai fost super rapid ca celălalt, știi? Adică a fost mai încetișor, dar mi-a plăcut. Dă-te jos! Perfect. Bun, hai să mergem la următorul. Ăsta mai e mișto. Hai să sărim pe aici. Și dacă mergem pe ale, sau putem să ocolim pe aici? Cred că pot să sar pe chestia asta. Unde sunteți? Ne-a pierdut, bă. Hai. Rafael, hai și tu, altfel îți pierzi locul. Sunt atât de mulți Irafaele aici. Aoleu. Adică e atât de multă lume care a pus numele Irafael. Ok, hai că sare și el. Bun. Vedeți, nu mai putem să apăsăm pe buton că nu e mov. Deci trebuie să așteptăm să vină. Sper că nu e blocat. Unele se blochează, ați văzut și voi adineori. Dar dacă sunt goale, le poți reseta. Însă, nu știu ce să zic. Ia să vedem dacă dăm noi cu zoom out. Vine. Pregătiți-vă! Sunteți gata, băieți? Uitați-l! Eu vreau în față! Dă-te la o parte! Perfect! M-am pus în față. Ca să pot să văd ca lumea. Asta pleacă direct, nici nu așteaptă. Îmbarcarea! O, se strică! Nu! Trebuie să fie făcut ca lumea să nu se strice, presupun. Îmbălângă-ne capul! Click here to change. De ce bălângă-ne... Bălângă-ne prea mult! Se dărâmă, ești nebun? Cred că s-a glitchuit cineva în el și îl distruge pe tot. Cred. Altfel n-ar trebui să se... Bă, e mișto harta, dar unele pur și simplu sunt stricate, nu-mi dau seama de ce. Adică pe unele servere sunt stricate. Alteori merge, abar n-am. Poate coboară mai bine și nu mai se bălângă așa. Dar sunt mișto făcute, n-ai ce zice, adică e o mapă frumos făcută. Hai că prinde viteză chiar dacă se bălângă-ne. Bola repede se duce. Oh my god, știi ce? Știi ce ar fi mișto asta? Realitate virtuală, să ai ochelari de aia. Mamă, scuze că țin mouse-ul în mijlocul ecranului. Puuu, cum se duce. Super, super tare. Te învârte în toate direcțiile. Uhu! Oh my god, prea tare. Dar se tot bălângă-ne așa. Uitați pe băiatul ăsta, a venit și el să dea. E fericit. Hai să sărim și să mergem la următorul. Deci am mers în 3 până acum. Mai e barca? Dar nu e așa șmecheră barca. Haideți că vă arăt imediat. Te costă super mult, uitați-vă și voi. 60 de Robux ca să-ți cumperi un hoverboard. Un hoverboard care e doar pe harta asta, nu le ai pe toate. Adică e super scump, nu știu de ce a pus prețurile așa mari.
Trebuie să pună 10, ce naiba, 60. Ok, hai să ne luăm un loc în fața, așa, în primul rând. Să vină toți băieții. Era mișto să fim super mulți, dar se lăguiește rău de tot. Zi, bă, iauzi, ce urât a vorbit cu mine. Nu-i mai spun, pentru că a zis așa urât. Hai să-i dăm drumul. Se bălângăne. Ia, point of view. Stai. Să dăm așa. Chiar zici că te dai într-un leagăn. Dar e o barcă. Era mișto să intre așa prin apă. Să sară și apa. Bă, cred că ar fi un... Ai avea așa o adrenalină când te dai în chestia asta. Ar fi super mișto. Nu știu dacă există în viața reală. Nu prea am fost la parcuri de distracție de genul. Dar pare mișto, m-aș da. Oleu, cât de-aia m-am aruncat. Oh, asta e mișto. Asta îmi place. Wow, asta, în asta aș vrea să mă dau și în viața reală. Chiar dacă, nu știu, cred că mi s-ar face rău dacă m-am dat în așa, dacă m-aș da în așa ceva. Vreau să lăsați în comentarii să spuneți care v-a plăcut cel mai mult dintre toate caruselele astea sau ce naiba sunt. Rafael văd că s-a pierdut. Dă-i drumul. Hopa. Point of... Stai, vreau așa. Click to change. Ăsta e super. Te dau așa peste cap. Vine să dau din cap, ești nebun. Și nu te învârte de tot. Wow, bine, nu la început. Oh my god, stau cu Rafael. Oh, cum te învârte. Chiar aș vrea să mă dau în așa ceva în viața reală. Într-o chestie de genul ăsta. Puff, cum te învârte în toate felurile. Cred că ți s-ar face rău, nu știu ce să zic. Cred că, mă-ți dai seama să vomiți așa în aer când te dai în cercuri? Vai de capul meu. Te dai de-a dura! Sau cu spatele, mamă. Ar fi super. Nu știu, v-ați dat așa ceva? Există? Sigur o să-mi spuneți ceva în comentarii pentru că vă pricepeți. Și ușor se oprește. Și dacă dai space, te aruncă mult. Mișto, mișto, mișto. Mi-a plăcut asta. Ok. Hai să mergem la următorul. Mai e ăsta albastru de aici. Free Fall, băieți. Ăsta e oarecum smecher. Adică, nu știu. E mișto doar... Na, durează mult până te urcă. De exemplu... Wow, ce naiba. Ok, ne urcăm în ăsta. Hai, toată lumea, îmbarcarea. Gata. Perfect. Și trebuie să apăsăm. Și nu merge să apeși pe butonul. A, bă, da. A, nu zic că e glitchuit. A, ăsta cred că e stricat. Trebuia să ne urce. A, ne urcă. Dă-te în spate, așa. Ok, deci ce fac? Ăla stă în picioare? Cum e, bă, stă ăla în picioare? Eu nu înțeleg. Bă, ăsta urcă sau nu? Eu nu dau seama. Cred că ne tot glitchuiește. Ok, I'm out. Hai să ne urcăm în ăsta. Ăsta pare că nu e stricat. Hai, îmbarcarea. Zoltan. Și unde ne be... Oh, aici e butonul. Perfect. Rafael se urcă. Hai că se urcă și el. Bum, urcă. Ok. Deci, ne ridică până sus de tot și ne dă drumul. Cam asta face. Le spun că... E mișto așa când te dă în jos, știi? Adrenalina aia. Dar... Nu știu, există așa ceva în viața reală? Adică uitați-vă cât de înaltă e chestia asta. Te urcă deasupra... Mamă, doar uitați-vă. Cu de sus. Fuuu. Ok, 3 de 1. Durează puțin mai mult. Și deodată te dăm pământ. Îți rămâne inima în aer, știi, ca în Tom și Jerry. Cum neva nu se lovește de pământ, nu știu. Dar se oprește la perfecție. E cât de cât mișto. I'm on the spinning wheel, it's really high. Bă, ești nebun, aud asta? Vreau și eu să joc. Cum ne mai jucăm? Dă-i start. Oare merge să joci așa ceva? Nu, cred. Cred că e pusă la mișto. Sau trebuie să așteptăm să se ducă timpul? Oh, mici din WASD. Stai, ce? A, sunt controlele puse nașpa. Ce naiba? A, așa. Nu înțeleg nimic. Oh! Haide. Am dat un gol. Pe D te dai în față. D și A te dai față spate. Și W și să te miști.
Oh, oh. Nu știe cum să apere. Poate din săgețile sunt puse invers. Ce naiba? Cine a făcut controlele? E aiurea, hai să mergem în altă parte. Dar e interesantă ideea. Însă controlele sunt ciudate. Fata asta e creepy. Mă sperie. Nu vrea să stea lângă mine. Stai lângă mine. Are maieu verde sau ce? Habar n-am, are corpul verde. Rafa pe mine mă cheamă Marius. Bă, ce naiba, tocmai a plecat? Serios? Și noi abia acum am venit. Pare lăguit ăsta. Habar n-am, nici nu putem să-l spawnăm iarăși. Trebuie pur și simplu să așteptăm. Hai că mă duc lângă fata asta. Mă cheamă Wonderful? Cum o cheamă? Mă, vină cu acea drăguță. Bă, de ce fug fetele de mine? Ce face bă asta? Bă, nu ești carusel. Vom încerca Bloxian Falls. Celălalt nu merge, e blocat, nu apare, nu se întoarce. Am așteptat acolo, dar nu vine, așa că hai să încercăm chestia asta. A, nu zic că și asta e blocată. Nu, bine, nu neapărat blocată, dar trebuie să așteptăm și aici până se întoarce. Ce rău, sunt toate dispărute. O văd. Vreau înăuntru. Băgați-mă înăuntru. Ok, asta e așa chill. Merge încet. Presupun că e mai mult să privești, nu știu. Să-i privești pe ăștia cum își scot limbile. Nu prea are viteză. Dar hai să vedem, vreau să le încerc pe toate. Chiar dacă unele nu merg, cum a fost ăla de acolo. Dacă nu merge, n-am ce să-i fac. Sărim peste, dar mai e unul, știu eu că mai e unul. Și se numește Teroare, mi se pare că ăla de acolo. Ăla de acolo. Pe ăla vreau să-l încercăm, sper să meargă. Ia uite-l cum urcă. Suntem un fel de ceașcă, cine aia, cu masă în mijloc. Ar fi mai tare în realitate să te dai. Păi ar fi, boss, da, na. Ar fi mult mai tare. Știu că jocul ăsta suportă și realitate virtuală, sau va suporta în viitor? Nu știu, adică va fi capabil să-l joci cu ochelari de realitate virtuală. Pentru că ar fi destul de mișto să le joci peste așa. Aici începe. Puuu, pe cascadă! Cât de tare e! Dar merge încetișor, așa, nu se grăbește. Chillax, bro! Te relaxezi, ia uite, o peșteră. O cascadă mare! Pică! Du-te! Super, super tare. Oh, întuneric! Nu mai văd nimic! Nimic! Am ieșit așa cu niște beculețe. Să se vadă puțin. Ok, ne-am pierdut. Ce naiba s-a întâmplat? Și am ieșit la suprafață și ne-am întors. Perfect, bun. Am terminat jmecheria. Hai să plecăm. Ia putem să spawnăm aici. Și au dispărut toți. Ia că m-am urcat în bărcuță, ești nebun? Deci nu știam de asta. Hai să vedem dacă prinde, ia să zic, viață, viteză. Păzea băieți, hopa, puțin așa, dar cred că funcționează, du-te, du-te. Bă, are ceva viteză, n-ai ce zice, voiam să mă duc cu chestia aia pe deasupra. Cum e, bă, nu se lovește de dirt, de pământ. Bă, e ok, nu e genial, dar e ok, nu știu voi ce ziceți. Hopa, pe unde ne bagă, la întuneric băieți? Nu mai văd nimic. Lumină! Deci nu știu dacă m-am blocat sau nu. Ar fi culmea, știi? Na, văd că se mișcă. Și intrăm în apă. Fuuu! Să fi sărit așa apa. Mișto. E frumos făcut, n-ai ce zice. E, ok. Voiam să mă duc la chestia aia. Vedeți acolo? Ăla stătea degeaba. Bă, not bad. Not bad at all. Perfect. Mai departe. Păzea că vine, păzea că vine, mă dau cu fetița asta, bagă-mă înăuntru, perfect, stau în picioare, ce naiba se întâmplă, mă trage așa târâș, deci că ne ținem de mâini, ce romantic, ce moment romantic, sper că merge mai repede chestia asta, merg cu spatele, ok, hai să vedem, vreau viteză, mă târăște așa. Presupun că asta e dacă vrei să explorezi tot parcul. Ne ținem de mână, uite ce drăguț. Acum naiba, întorc chestia asta.
O, ești nebun, mă lăguiește în ultimul hal. Da. E bun dacă vrei să explorezi tot parcul. Cred că ăsta ar trebui să fie primul, știi? Să te uiți așa în ce urmează să te dai. Deci cred că ne-am dat mare parte în toate. Dar unele sunt dăguite și nu le poți juca. Da, asta e destul de nașpa. Și asta merge super greu. Nu știu cine naiba ar sta până la capăt în chestia asta. Dar probabil ăsta e și motivul. Da, cred că le-am încercat pe toate. Dacă mi-au scăpat câteva, vă puteți juca și voi. V-am arătat numele hărții și o am și eu la favorite pe profilul meu de Roblox, pe care îl găsiți. Mi-a dat cerere de... A dispărut, ești nebun? Mi-a dat cerere de prietenie. Pe care îl găsiți în descriere. Și puteți încerca și voi, puteți să vă jucați și voi cu prietenii și, mă rog, vedeți cum vă distrați, poate vouă o să vă meargă, uite-vă jos. Bun, voi încheia aici episodul, băieți, am vrut astăzi să fac ceva mai diferit, nu știu dacă v-a plăcut, eu sper să vă fi plăcut, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare, pa, pa!